Ajungeți președintele Republicii Moldova, domnule Osatăi. Prima vizită, unde o faceți externă? Ucraina și România. Deci care va fi prima, voi stabili. Deci, domnule Cozer, am spus de mai multe ori, iată, vedeți dumneavoastră cum... Deși nu e întrebare plăcută, eu vă spun că astăzi Ucraina și România sunt vecinii noștri. Potențialul social, economic nu a fost folosit, eu ar spune, nici 20%. Astăzi ei sunt vecinii noștri. Cei ține de România, avem mai multe lucruri comune ca cu Ucraina, da? Și ține limbă, de sânge. Nu vedeți că Dodon tot iese, că înainte s-a rușinat, dar mă, frați români, frați români. România este statul care de mai multe ori a sărit în ajutor printre primii în la tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Și astăzi noi n-am organizat nici o platformă economică. Cum ar fi? Să-i spunem un traseu internațional, un autoban. Ce ține de califerată? Că sunt probleme și în România cu califerată. În Ucraina e trist ca și la noi în Republica Moldova, de cel mai trist în Republica Moldova. Un proiect ce ține de califerată, ca oamenii din Chișinău în Odessa să ajungă într-o oră. Așa e chiar cu trenul, vagoanele astea sovietice, ca să știți dacă ar fi califerată într-o... Deci șinile ar avea o calitate mai... Adică corect, conform la toate standardele europene, mondiale, sovietice. Că chiar șina sovietică, să știți, trenul poate să meargă 180-190%. Așa cum merge trenurile rapide din Moscova în Sankt Petersburg. Nu s-a făcut absolut nimic.